prieteni cu sărmăluțele, am făcut compoatele până toate. Acum am fost la compoate. Și acum am trecut acum la sărmăluțe. Acum pregătim pentru ziua de mâine, pentru sărbătoarea de mâine, pentru Sfânta Maria. N-am avut timp până acum. Acum facem sărmăluțele. Gustărica de sarmale. Da. Mâine avem fumături, faceți avem de toate. Facem gogoș de ale mari. Prinde și tu briful ăla. O să aprind blițul când se vede bine. Așa vezi. Și se vede cum... Nu se vede bine, nu știu ce, de ce. Da, facem sarmalele, mamă, facem o frumoasă pregătire pentru mine. Că a venit toți copiii acasă, toți nepoți, a venit mamă. Ce faci, Olguța? Fac barza. Ce îți place să mănânci sarmale? Cât e 7-8? Da. Nu se vede. E farfurie. Afată, nu se vede. Ba da. Uitați pe bunicuța Florica face, bunica Florica și bunica Zuna, Olguța. Și manitura, uite, de la compoate și la sarmale. Ce manitură, uite, mi-a plăcut. Ce e aia, manitură? Mama Larisa, dar când s-a dus una cu tot? S-a dus oja, manitură. N-aia mă râba. Sărmăluțe frumoși. Mare, așa, țigănești de aia. Denisa, mănânci o sarma, mamă, și gata. Da. Atât? Pregătiri de Sfânta Marie. La Arad, așa mari, cum face la Arad. Unde mâncam acolo la Arad, la Jușca. Facem sarmale. Vine mamica ta. Mama, nu știu unde s-a dus. A venit tăticul. Uite, a venit acolo. Tata e pe telefon. Pariuri, tăticul. Uite, acolo avem crastaveți. Doamne, zăpăceai cu mamica, cu mamica. Avem crastaveți. Așa. Mai avem o zi de muncă. Mai avem o zi de muncă. Uitați-l pe Ion. Ce fai, Ion? Ești foarte frumos îmbrăcat, adidași frumos, ai, în training, vai, foarte frumos. Hei! Da, mami! Am băgat carne de porc, ce să băgăm, carne de vițel? Și pui? Nu mai am băgat carne de pui. N-avem bani, e scumpă puiul. Mâncăm așa doar cu carne de porc. Uitați-o pe mama, face acolo în bucătărie, nu știu ce face. Ea muncește singurică. Hai să vedem cum face sarma. Noi am făcut tot timpul. Face și ea sarma. Și ea vasele acum, așa, destul la călan acolo. Olga, ce faci? A băut două pahare de vin. Olga, a băut două pahare de vin. După s-a viat. Două băgași? Nu, unul jumate. Unu jumate. Uite-le pe masă, uite-le. Mamă, când să beau și eu, maică? Când doar fi ziua aia să beau și eu. Mâine. Adus-o. Așa? Uite, așa sarmale, uite. Prinde și de prinde să stai aici, mamă. Nu pot, nu aici, vede. Aici, ca ai lumina așa. Invers. Așa, babă, și să stai acolo și îmi filmezi mai frumos, așa. A, bine. Hai, repede. Hei! Soare pe mașcare. Nu mai vorbi țigănește. Nu mai vorbi țigănește acolo, gata. Lasă limba romanii, vorbește pe... Da, sunt țigan, că mamă, trebuie să știe românii tot ce vorbesc eu. Adenim. Mai zicem și... Dar de ce n-avea și coasta fumată cât e felie de cașcaval? Cașcaval, sarmale. Da, pui o felie de mușchi. A fumat. Na, era bine, vezi, pui, vezi, vezi, pui un rând de mușcă afumat, un rând de sarmale și după aceea cașcaval ras. Era bine așa, vezi? Faci mișto acum, fugi de aici. Nu fac mișto așa. Cașcaval în sarmale, eu cred că se lipește după cașcavalul de sarmale. Arată pe Ion. Da, uitați-l păi pe Ion. Mâncai o sarmală, mergeai cu ea numai așa cu cașcavalul. Da. Păi un rând de mușcă, un rând de sarmale. Acolo avem perele. N-am mai putut să le facem. Deci mai facem pui mâine. Da. Mâine avem treabă să mâncăm. Da, mamă. A dat amantă la urmă. Ați băgat de toate în sarmale, a? Băgare, miroasă, cimbru, de toate. Să mâncăm mâine. Păi de dafine. Ne luăm câte 3, 4, 5 pui.
Da. Carne. Arată bine, Denisa, persoanele care parchitează mare. Arată frumos, uite. Bunica Florica, bunica Zâna. Tu de ce nu faci? Eu nu mai pot să-mi propozit. Eu am făcut asta toată ziua, trebuie. Păi și eu ce am stat? Am manevrat volanul. Nici măcar un pe telefon. N-am stat. Îmi termin bateria, Ion. Ea a umplut borcanele aia, ele mari. E un kilo. M-am dus acolo. E dus prin toate părțile. E dus și încolo. Te-ai dus la casă, te-ai dus la pere, te-ai dus la... Am revenit, dragi prieteni! Așa mai de dimineață. Bună dimineața, dragi prieteni. Să facem, ce facem aici, bunicuță? Facem ardei umplut. Ardei umplut, că sarmale am făcut aseară. Sarmale le-am făcut. Acum ardei umplut. Uite, niște pui să băgăm la cuptor. Așa trebuie să le punem la fier compoturile. Da, le punem. Să le punem mamă, dacă e vreo treabă, să fac numai ardeiul, să bag la cuptor. Facem... Să punem la fier, să punem pui la cuptor, să punem în... Avem o rânză mare de foc, avem o spetie, avem pui, avem de toate. Da. Avem. Acum fac ardeiul ăsta umplut și gata. Îl bag la cuptor și gata. Fac... Gogoșile, să fac de toate. Ai venit copiii, mai venit unii mai devreme, unii mai târziu, n-am avut ce ne trebuie. Dar mai pot să le punem la fiert. Facem rânduiala cum trebuie și ziua de astăzi. La Sfântă Maria astăzi să le ajută pe toate mariile, de unde sunt, de unde nu sunt, să le ajută. Numele lor Maria, Sfânta Maria, astăzi. La toți prietenii și vă salutăm pe toți astăzi, în ziua de astăzi. Că e zi mare și o zi mită. Sfânta Maria, mită. Și le mulțumesc că mă urmăresc, să nu uită, să se abonează, să-mi dă multe like-uri. Toți prietenii mei din toate țările. Germania, mai ales din Călandia, unde stă tata acolo cu mama ta. Da. Din Călandia, în județul Unedoara, în județul Deva, în toate județele, de la Bucurie, de la capitală. Da? Ne ajută Sfânta Maria, la tata mea. Sărină, nu mai veni, Olga? Nu. Am pus și mie asta la... Și ce vrei? E, ce vreau. Să-mi pun eu și acolo la fier. Ah. Da. Lasă că le punem să vină. Da? Le punem să vină ea. Să duce să mai mene și capace, că nu mi-a ajuns la bordani. Eu i-am zis, ia 50-60 de capace. Nu mai punem noi capacele de anul trecut, că nu se face treaba bine. Olga numai mea nu m-a ascultat și uite cum să nu se dă numai la piață. Bunicuța Zena nu vă uită niciodată, dragi prieteni. Niciodată să vă abonați la mine. În prima e mă urmăresc toți bunații mei, care am avut de prima dată. Cum te urmăresc? Băi, Ioan, este așa cum zice prietenii mei, că nu prea mai am ținut din asta acolo. Știi?
Am mai avut. Când e greu câteodată nu mai pot, când e la bătrân greu, mai lucrăm prin grădină, mai facem treburi acolo la garajul nostru unde e la... Dar mai postăm noi așa din când în când câte un videoclip, din când în când. Nu-i bine din când în când, trebuie să postăm zi de zi, mama. Așa e bine. Postăm. Da, mama. Hai, prieteni, revenim. Prieteni de la sărmăluțe, de azi noapte. Cuptorul i-a prins, numai să băgăm la cuptor și să pânăm aici. Ce faci aici? Ardei umplu, draga mea. Ai făcut sărmăluțele azi noapte? Da, sărmăluțele azi la foc. Până mai încolo să punem masa, e gata, peste tot. Acum bag ardeiul la cuptor, încep să umflu pâinea. Să moi pâinea, să bag la cuptor, uite așa, drăguța mea, ardeiul care mi l-a dus să mama ta de la Călana. Nemțăs, ce-i ăsta? Nu știu, ce ardei este. Nu e de rasă de noastră. Nu. Uite-te așa. Nu este rasă de noastră. Să mănânc mânătărci? Cred că este. În flutură. E bună? Lasă. Faci. Nu pui pe urmă, mă, nu știi, nu mai știi. Ba da. Și pui facem. Și pui și de toate, și de toate, și de toate. Avem fructe. Nu te pune o țelă din aia pe farfurie să mănânc. Nu e așa, o cozonac, cu un tec, așa e bine? O lobeniță. Nu e lobeniță. Ba da. Nu e, o să uită Olga și nu e. Asta am furat aici. Niște banane să ia. Ha? Niște banane. Da, niște banane să-ți ia, tată, tot. Mergi pe el la cumpărături, tu? Cred că mă duc. Apă, fără tine la cumpărături, Denisa. Da, mă duc cu el la cumpărături, că mâine... Da? Da, bine. Poftă bună. Unde e? S-a dus la mașină. Niște mașină. Scuzați, a pornit mașina. Păi nu se aude. Scuzați-ne că se aude zgomotul mașinii, dar este... Trebuie umflată roata ca să mergem la cumpărături. A făcut o pană. Aici avem... Scuzați-ne, vorbim. Gata, mă opresc. Aici... Mâine, când este ziua ta? Pe 10 septembrie este ziua ei. Aici avem beciu și burta porcului. Și, și aici compoatele. Se vede. Uitați, compoatele și am pus un postorul. Și beciu și burta porcului. Aici e Olga lângă ei. Ce faci aici? Stau să dea ele doar de două ori. Bravo. Ăștia trebuie să le pun la fer. Avem pui fraged. Trei pui. Tata mănâncă. Ion. Poftă bună. Nu știu dacă se aude, că se aude zgomotul mașinii. La mașină. Moș, uitați pe moșul.
Moșu e acasă. Când ați mâncat-o? Are diabetul mare. Cam supărat că are diabetul mare. Iar. Vai, ce piparcă frumoasă, ce ardei. Da. Ăsta să-l mănânci cu de ăsta. Ardei gras, ce e ăsta? Ah, e rasă că e frumos. Ce să-i faci? Ce faci, mamă? Fac când pleci? Mâine. Ah. Mâine ne ducem la Craiova, pe urmă roșu, de asta, nu ne plec. Mâine mă duc la Craiova, mergi cu mine? Mie. Ai unghii? Da. Ai, sunt frumoase. Și bunica are manicură. Are și bunica. Bă, Denisa a făcut, dar uite una nu mai e. Dacă da. E fac treabă toată ziua. Nu se duc și unghii și... Da, să mătăle mai bază unghii. Scuzați că se aude motor mașinii, dar nu știu ce are mașina. S-a strigat mașina chiar acum. A luptat. Da. Ne scuzați. Nu uitați să vă abonați la Bunicuța Zâna, să dați un mare like. Și o să vedeți mai des de acum înainte. Muncește Bunicuța Zâna mult. O să fac și eu după aceea, după ce termin de filmat, să pun și eu două. Scăgazii, da. Anul culană. Mamă, ce place de bunica cu rezultatul mâncării. Gata, pregătirile de Sfânta Mărie. Dar cine le-a pregătit, tu? Bunica Zâna. Da, tu? Beciu. Păi, pune, fă bine. Sarmale. Be. Fructe. Pechia porcului. Friptura. Pui la cuptor. Pui la cuptor, de toate. Mamă, ce-a pregătit Denisa. Bere. Gata, Denisa, și să pregătești, mărităm acum. Și muzeiul de fructe. Trebuie să se mărităm. De toate. Muzeiul. Făcut de mine. Păi, fă-l un dar de acasă. Nu mă cu, și-a pe cutunea. Vreau să facă vlogul. Nu mai dure. Nu mai pune ala. Să facă vlogul. Doamne, te mânci să mănâncă. Sarmale, tu le-ai legat. Eu. Bunica Zâna. Dar cu atunci nu te mărităm acasă. Ana, te aducă vin. Vinul era rece. Mă duc eu. Cam așa arată, avem și chele mea de oaie. Brânză de oaie, cașcaval, cozonac, atâta fructe, roșii. Brânza e de la Izbiceni, de la Relu, de la neamurile tale. Da. El vinde brânză în piață, Relu. Da, uitați, vine și musafir. Avem musafir foarte multe aici. Uite cine a venit! Larisa! Vă pup! Ce faci? A venit... N-a fost, 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 n-a